Because some things are just worth fighting for. Salutări, salutări, prieteni, Warbringer aici cu un nou cast de, am vrut să zic, Company of Heroes, nu prieten de StarCraft 2 și se pare că proiectul ăsta pentru analiză de replay-uri a fost un adevărat succes pentru că primul om care a trimis s-a hotărât să ne mai trimită un set de replay, este vorba despre Moody, după cum bine știți, el joacă Terran. Și printre primele meciuri pe care le-a trimis a fost unul în care juca contra unui Zerg, ca și în acest meci, care s-a hotărât să-i facă un Bailing Bust, să vedem ce se va întâmpla în acest meci. Harta este Typhon Peaks și deocamdată cei doi nu știu cum sunt, dar ar încuraja pozițiile astea, ar încuraja un pic la niște drop play, chestii de genul ăsta, un pic de Banshee, care să vedem ce va alege să facă Moody și să vedem ce va alege să facă oponentul său, Holdupo, pentru că e frumos să-i spunem și lui pe nume. Moody face exact ceea ce trebuie să facă orice teran, construiește supply-ul, după care pleacă la scouting, îmi place ce văd aici, se pare că am mai citit, am mai ascultat desfaturile noastre și chestia asta e o treabă tare, tare nervantă cu această dronă care încearcă să distrugă SCV-ul. Moody pleacă la scouting, din păcate în direcția greșită și foarte frumos a tras... a tras un SCV de pe linia de minerale să se ocupe de această dronă. Deci multitasking-ul este ok până în acest moment al jocului. Vedem și gazul care se ia, deci nimic ieșit din comun. Și de partea jucătorului de Zerg vedem gazul luat, spawning pool și nu cred că se va hotărâ să facă nimic extraordinar sau ieșit din comun. Rămâneți să vedem, niciodată nu știi, dar... încă nu și-a luat cel de-a doua gaz, cred că își face chestiile astea pentru a-și putea asigura protecția acestei naturale, de să aibă acei zărnici cu speed. Și această dronă este închisă în baza terană, Moody nici acum își va da seama unde se află oponentul său și pentru ca să mai întârzi un pic din tech-ul teran, se hotărăște să fure acest gaz, domnul Holdupo, și dacă Moody ar fi hotărât să meargă pe niște fast benches și cloak și mai departe, chestia asta cu furatul de gaz l-ar fi împiedicat destul de mult. Ce putea să facă jucătorul Zerg când era gata, aproape gata acest extractor, spunea iarăși drona să construiască și tot așa și tot așa și tot așa. Mă rog, e o chestie enervantă și da, în momentul în care numărul ăsta de mărinți s-ar fi crescut pe la 5-6, nu ar mai fi avut prost. În fine, se mai construiește o baracă și opresc meciul aici pentru că Moody Maman, când ai construit această baracă, următorul pas este să îți dai upgrade la acest command center, să-l transformi într-un orbital command și după aceea să construiești acel supply depot. Asta este, cum să zic eu, ăsta e mersul, mecanica build-ului Terran de început pentru economie. Deci s-a terminat de construit baraca, ți-ai dat la orbital și după aceea să construiești următorul supply depot, după care continui cu ce clădiri vrei tu și așa mai departe. Deci o chestie demnă de ținut minte. Dăm drumul la replay, vedem că în cele din urmă Moody își găsește oponentul, Queen-ul e ieșit de pe creep, este absolut un melc. Și să vedem ce a văzut Moody în bază, da, a văzut cam tot ce era de văzut, mai puțin acest spawning pool, mă rog. Și în continuare se lucrează la acest extractor. Un overlord foarte bine poziționat aici și îmi place că nu l-a introdus încă. Ar fi bine să mai aștepte un pic sau să încerce să-l ascundă între aceste ierburi și vedem că primii 4 zerglingi au ieșit și expand-ul de partea zergului este pe cale să... Deci este pe cale să se termine. A fost început și până la acest SCV va fi blocat și distrus de acest zergling. Și s-a început research-ul la Metabolic Boost.
Acest zerglinș continuă să se stea și să admire peisajul și... da, se construiește... Se construiește primul tank, se începe și research-ul la Siege. Îmi cer scuze, pe acolo au fost câteva momente în care nu am vorbit, mi-a sunat telefonul, era pe silent și m-am uitat să văd cine era. Îmi cer scuze, ne reîntoarcem la meci, acum focusat 100% și cred eu că o să pun un pic pauză. Pentru cei care jucați Terran, ce încearcă să fac Mood este un push, un timing push, se va ieși din bază în momentul în care Siege Tech-ul este terminat și acest push este compus din Marines și 3 Siege Tank-uri, din câte mi-aduc eu bine aminte, cam atâta cred că poți să scoți până se termină acel Siege Tech, după care te duci înspre baza Zergului. Ideea e că omul nu a făcut scouting-ul necesar cu acest Overlord și da, te întreb ce ai putea să faci contra celor Siege Tank-uri și Marine. Păi răspunsul este simplu, dacă descoperi la timp acest build, faci Mass Roaches și eu vă garantez că acei Mass Roaches vor face față cu brio acelor Siege Tank-uri. Da, având în vedere că sunt doar 3, vor face față cu Prio, iar acești mărini, mai mult ca sigur, vor fi și ei ușor de omorât. Să trecem înapoi la replay, dăm drumul la meci. Vedem că Moody alege să construiască un tech lab, probabil că vom vedea ceva Marauder sau va folosi pentru a cerceta stimul. Și avem și un starport cu... Teclep pe el, să vedem ceva va opta să scoată de acolo, mă gândesc că va fi un Banshee sau un Medivac, rămâne de văzut. Între timp, baza Zergului, expansionul este finalizată și un biet Zergling încearcă să intre aici sus. Nu știu dacă a văzut acel Siege Tank, se poate. Și în acest moment, dacă l-a văzut, cred că știe ce vine înspre el și să vedem ce răspuns va avea. Se trece la layer și da, să vedem ce este din două benchuri de partea lui Moody, frumos, dar și foarte, foarte bine Baneling Nest. Se pare că până la urmă jucătorul de Zerg a văzut ce compoziție de armată are Moody și ar fi fost frumos să întind acest creep mult, mult, mult pentru a permite acelor unități să vină și să aibă acea viteză extraordinară de care dispun pe creep. Între timp, Moody continuă construcția de supply depot-uri și ar fi fost frumos să vedem un command center să fie fost cam pe la jumătate terminat. Cred că o problemă e când să te extinzi. Astăzi trebuie să fac un tutorial cu build-uri, sper să mă ajute și Crusader în materie de astfel de tutoriale. Între timp, încă un expand luat de către Zerg, foarte, foarte, foarte frumos și foarte multă larvă aici. Unde este queen-ul ăla de aici? Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Iar acum Moody iese la atac. Nu am fost atenți dacă s-a terminat atunci Siege Tech-ul. După cum spuneam, 3 Siege Tank-uri, niște Marines și 4 Marauders. Iar jucătorul Zerg joacă acel Mutaling. Cel build de Mutaling. Să vedem cum va reuși să scape de acest angajament al lui Moody și până acum cam târziu intra cu acest Overlord în consistent și un Medivac uitat în bază și Moody, spre diferență de Francis, trece pe la aceste turnuri Selnaga, să le numim, mai spun Selnaga Towers și să vedem acest angajament va fi crucial. Dacă Zergul va reuși să distrugă acești Marines, atunci și tankurile vor începe să cadă încet, încet și
Ho, păcat că acei Banelish nu au speed-ul necesar și din păcate se sinucid în aceste siege tank-uri. Au rămas destui mărinți și doi Marauders. Tankurile sunt și ele și foarte, foarte bine poziționate către Moody, unul în spate și două aici în față. Iar acum Zergul nu are altceva de făcut decât să se uite cum acest X-Pen va cădea și ce are în producție 20 de links. Tankurile acestea vor pica la fel și... nu vor pica aceia. Foarte, foarte bine jucat de către Moody, un push care hotărăște de cele mai multe ori soarta jocului. Dacă îți reușește, atunci foarte bine. Și ce e de remarcat la chestia asta a fost timingul. A ieșit exact când s-a terminat siege tech-ul, sper că atunci a ieșit. A știut să-și protejeze acele tankuri și jucătorul Zerg trebuia să-și mute acel overlord un pic mai devreme și ar fi avut numărul necesar de Banelish ca să distrugă protecția acestor siege tank-uri, care protecție sunt mărinii. De obicei se merge doar cu mărinți, Marauder și ăștia nu știu exact ce caut acolo. Și Moody se hotărăște să se retragă, a făcut damage-ul necesar, însă nu cred că știe de acest expand, nu, nici vorbă, și asta dacă va continua se poate să se transforme într-o surpriză destul de urâtă pentru el. Dar să vedem cum va decurge meciul, un siege tank care niciodată, stop, oprim replay un pic. Siege tank-urile astea tot timpul când pleci într-un push cu ele, mai ales contra Zergului, care are acele unități foarte, foarte rapide, Zerglingii și mutele, tot timpul trebuie să le oferi protecție de mărinți. Niciodată nu le lași singure, să zicem că aici ai tankurile, te poți îndepărta maxim până aici de ele, pentru că în momentul în care apar mute, să zicem, sau Zergling, să te poți întoarce rapid cu acei mărinți și să le oferi protecția necesară. Deci nu vă lăsați siege tank-urile singure niciodată. Cum l-avem pe acesta, dacă va continua să meargă, nu știu exact unde s-a pus rally point-ul, să vedem unde are rally point-ul. Ia să vedem unde l-a pus. Exact. Acest siege tank, dacă ajunge aici, Zerglingii ăștia îl vor termina rapid și fără prea multe probleme. Să dăm drumul la replay, deci rețineți, nu vă lăsați siege tank-ul niciodată singure, tot timpul trebuie să le protejați cu mărinți. Cloak pentru domnul Moody și primele mute pe câmpul de bătălie. Păcat că se angajează cu mutele și nu cu acești cu Zerglingii pentru a face un surround. Prea mulți mărini pentru două mute, să vedem dacă această bază, din păcate, nu este saturată și nu va produce exact cât ar spera domnul Holju Po. Încă un tank care merge și are un rally total aiurea. Asta e o mare, mare... Îți scapă câteodată, e o mare greșeală, îți scapă pur și simplu, te trezești că ai pierdut nu știu câte unități și îți dai seama că rally point-ul era de vină. Numărul de mute 4, să ne uităm un pic și la unități, avem 25 de drone pentru Zer, 29 pentru jucătorul teran și da, uitați ce l-a obligat să facă Moody, a obligat să producă unități în loc să investească în drone și asta îl hărtuie, să-i zic așa în engleză, că nu-mi vine termenul acum, pe jucătorul de Zerg, e obligat să investească în unități și nu în drone. Și-a reconstruit acest expand și Moody face ce? Să vedem ce produce domnul Moody, produce un Banshee. Și prea puține unități pentru Zerg. Mi-ar fi plăcut să înceapă Hărăsul cu acele mute aici, pentru că nici vorbă de turetă de-abia acum. Și din câte am văzut eu, a apărut și în armory pentru Moody, asta e foarte bine. De ce? În prim replay-ul să explicăm. În momentul în care vezi acele mute, aici sunt două puncte care trebuie să le lămurim. Când vezi mute pe teren, ideea e că, bun, ai acei mărinți care sunt cu Steam, sunt cu Cobet, sunt trei. Sunt damage dealers urât de tot. Mutele versus mărinți cam pierd tot timpul. Pierd tot timpul și asta când zic că pierd tot timpul mă refer la o
Număr mare de mărini. Să nu vă gândiți că un mărin versus o mută o să câștige, nici vorbă. Dar problema care e cu acești mărini? În momentul în care se joacă mutaling, aia înseamnă că o să apară și mutele pe care mărinii pot să le respingă, însă ce vă faceți când vin acei banings? Banings aceia sunt îngrozitor, vă vor termina mărinii, iar atunci nu vei mai avea protecție pentru tankuri, nu vei mai avea protecție pentru economie, aceste turete o să cadă dacă e un număr foarte mare de mute și așa mai departe. Și atunci se construiește acest armory care vă va deschide tech-ul pentru Thor și vedem pe Moody că foarte bine construiește acel Thor. Și am văzut foarte multe replay-uri în care jucători de top, deși își fac acei tori, nu îi lasă în bază aici, deci nu lasă un tor aici, se bazează pe 2-3 turete, însă să fim serioși, când vin cu 30 de mute, ce să facă 3 turete? Să fim serioși, acum și mute upgrade-uite. Și sunt curios să văd dacă Moody va face chestia asta. Ideea e să lași unul aici în linia de minerale și în cazul în care încep să-ți facă hărez pe aici pe la supply depot, foarte bine îl tragi de aici, îl duci aici, începe să-și facă treaba. Și am zis că mai este un punct foarte important. Când vedeți că se fac mass roaches, tankurile astea în siege mode, deși au un damage extraordinar, roaches-ii se vor apropia aici și vor începe să tragă. Și atunci, soluția care? Foarte simplu, torul. Vă faceți 2-3 tori împreună cu marines, stimuiți și ați bătut și acel build de roaches, cel puțin eu așa am jucat și mi-a ieșit. În fine, dacă nu merge, vă rog să-mi scrieți, să-mi spuneți soluția pe care ați găsit-o voi, dacă ați găsit, dacă nu încercați să jucați cum am spus eu mai devreme. Ne întoarcem la replay, dăm drumul și vedem că Moody s-a instalat foarte, foarte bine la mijlocul hărții, are acest Naga Tower, însă Derg ar putea să facă un run by pe aici, dar într-un final Moody găsește baza de sus, da? A găsit-o și e momentul să se îndrepte spre ea. Ăsta e un moment foarte, foarte nasol. De ce? Pentru că Zergul poate să-ți facă un run-by, aia înseamnă că îți va face o căruță de zerglin cu speed și trimite aici. Și de cele mai multe ori, să fim serioși, câtă lume își tot închide acest supply depot de fiecare dată când pleacă sau ies unități sau se duce să atace. Să fim serioși. Și cu acei zărgini și cu acel run-by foarte frumos pe aici, pe această zonă, intrat în linia de minerale, după care, sau direct în bază, ca să fie damage și mai mare, aia înseamnă să distrugi, cum le spune, această infrastructură de factory-ul, de barracks, de tot ce înseamnă production facilities și așa mai departe. Deci mare grijă în aceste momente în care alegeți să atacați și vă lăsați flancurile descoperite, să dăm drumul la mers, să vedem ce se va întâmpla. Acest expand va cădea, nu există șanse să fie salvat. Dacă ne uităm la unitățile, Zergul are 4 mute și 32 de zerglings, dar să vedem ce va alege să facă. Mutele rămân aici. Nu, zerglingii rămân aici. Mutele se îndreaptă și ele spre baza teran și să vedem exact ce se va întâmpla. Torul este prins off position și este un moment foarte, foarte nasol, va fi distrus. Zerglingii au reușit să facă acel surround superb și torul a căzut. Moody este off position, urât de tot, este chiar pe noldul hății și după cum spuneam, uitați ce se întâmplă, dar Moody e pe fază. Moody e pe fază pentru că a picat acel Thor și a fost pe fază, însă a oprit Zergul orice tentativă de a mina de la această bază și vedem trupele, contingentul acesta de trupe îndreptându-se spre baza Zergului, care este complet liberă, adică nu sunt trupe acolo, nu e nimeni să le apere și se pare că se dă GG-ul de partea jucătorului Zerg. Moody foarte frumos, thank you you too, manierat domnul Moody. Și apropo, mi-a scris într-un mail să nu mai spun domnul Moody. Măi omule, eu, că el are 16 ani, să nu mai spun Moody. Nu mă interesează câți ani aveți, putea să aveți 5 ani, eu tot cu domnule o să vorbesc cu voi, pentru că așa mi se pare corect și frumos. Și da, a dat GG-ul, ar fi putut să mai încerci aici un bust și ar fi funcționat chestia dacă mai avea un expand, însă din păcate totul s-a jucat în momentul în care Moody a ieșit din bază cu acel
timing push de siege tank-uri și marines și câțiva marauders, asta e. Dar un match de genul ăsta, îmi cer scuze, n-am văzut aceste banshuri, nu știu ce damage au făcut. În fine, îmi cer scuze, am fost mai mult axat pe acest contingent de trupe și sfaturi pentru Moody, păi singura chestie care am văzut-o eu, sau nu, au fost mai multe, că trebuie să-ți construiești baraca după care să faci upgrade la Orbital, să ai mare, mare grijă când ataci un expand sau când îți faci un fel de baricadă aici la mijloc, pentru că acest tip de build cu siege tank-uri sunt ele foarte, foarte puternice când sunt poziționate, în același timp sunt încete. E o unitate care te obligă să mergi încetul cu încetul și asta pentru Zerg este foarte, foarte bine, pentru că, ok, le-ai pus în siege. Ca să te duci unde este Zergul, trebuie să le dai ansi și să te miști cu ele și așa mai departe. Deci nu ești foarte, foarte sau extraordinar de mobil, așa cum ai fi cu niște helioane. Un alt sfat, în momentul în care vedeai că se începe construcție doar de Zerg, mi-ar fi plăcut să mai văd un factory din partea ta trântit aici și cu reactor, cercetat Infernal Pregnator pentru Blue Flame și atunci pompate helioane la greu, ai fi nulificat chestia asta de aici. Deci e bine să și gândești meciul. Mi-a plăcut că a făcut acest Thor, a văzut mute foarte bine și dacă vedeai cum continuă cu acest Zerglinch, ți-am spus, Blue Flame Hellions și era la revedere. Ca de obicei, la finalul meciului, vreau să-mi invit pe toți care l-ați urmărit să ne lăsați niște comentarii în secțiunea de comments ale acestui meci de pe site. Vă invit și pe YouTube, pe canalul StarCraft 2 Vidcastro, găsiți acolo, ne ajutați și pe noi dacă dați like-uri și, normal, dacă aveți prieteni care joacă StarCraft 2, se află în ligile acestea inferioare, de ce nu spuneți-le despre acest site, spuneți-le despre faptul că îi ajutăm să crească, îi ajutăm cu sfaturi pe care le-am primit și noi de la alții mai buni ca noi. Și da, cam atât am vrut eu să vă transmit. Până data viitoare, Warbringer vă salută, ciao, ciao!